statistici îngrijorătoare pe piața alimentelor. Aproape jumătate dintre fructe au reziduri de pesticide. Acestea sunt rezultatele analizelor făcute de autorități pe parcursul anului trecut. Potrivit Digi24, un raport al Laboratorului pentru Controlul Rezidurilor de Pesticide arată că din piersicile și merele analizate anul trecut, 70%, respectiv 63%, aveau urme de substanțe folosite pentru tratarea plantelor și conservarea fructelor în depozite. În 2014, rezultatele au fost asemănătoare în privința probelor de pătrunjel și morcovi verificate. Potrivit statisticilor, la o treime din legume, respectiv 46% din fructele autohtone, s-au descoperit urme de substanțe folosite de producători pentru a obține recolte mai bogate sau pentru a-și proteja culturile. Din fericire, valorile sunt sub limita admisă. Cu toate acestea, medicii avertizează că dacă sunt consumate repetat, pot provoca probleme de sănătate. Românii care doresc să afle ce pesticide conțin fructele pe care le consumă pot face un test în laborator. Trebuie să aducă minimum 1 kg din fructul testat. Se completează o cerere, analiza durează o săptămână, iar o probă costă 357 de lei. În prezent, autoritățile verifică fructele și legumele prin sondaj. Cele care au un conținut mare de pesticide sunt retrase de pe piață. Vești bune pentru fermieri. Aceștia vor putea obține adeverințe pentru subvenții chiar dacă au datorii la bugetul local. Potrivit Mediafax, Federația Agrostar a cerut și a obținut de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale completarea prevederilor ordinului, în sensul că eliberarea adeverinței nu poate fi condiționată de existența datoriilor la bugetul local. Această solicitare a venit ca urmare a faptului că în anii trecuți au fost nenumărate cazuri în care fermierii nu au putut obține aceste adeverințe de la primării, deoarece înregistrau debite la bugete locale. Ori, conform regulamentelor Uniunii Europene, obținerea subvențiilor nu poate fi condiționată de existența datoriilor și sau de plata acestor. A declarat secretarul general al Agrostar, Horațiu Raicu, citat de Mediafax. Totodată, Federația a obținut și eliberarea gratuită de către medicii veterinari a adeverințelor pentru crescătorii de animale. Reprezentanții Agrostar, ProAgro și Lapar s-au întâlnit ieri cu reprezentanții Ministerului Agriculturii pentru a-și spune punctul de vedere asupra modificărilor Ordinului 619/2015. Întâlnirea a venit ca urmare a faptului că, în cadrul Comisiei de Dialog Social de luni, cele trei organizații și-au exprimat nemulțumirea față de faptul că nu au fost consultate anterior punerii pe ordinea de zi a Comisiei a propunerilor de modificare a ordinului. Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, are în plan să-i convingă pe tinerii care au plecat din țară să se întoarcă acasă. Potrivit specialiștilor de la Agrointeligența, circa 1,7 milioane de conaționali lucrează în agricultură printre străini. Șeful agriculturii românești este convins că dacă li s-ar oferi o șansă, acești oameni s-ar întoarce acasă să muncească. Am discutat în guvern cu premierul Cioloș și am pregătit un pachet să-l distribuim prin departamentul românilor de pretutindeni, cu posibilități pentru tinerii care se întorc să se apuce de ceva în mediul rural. Adică sunt fonduri și am cerut în minister să-mi pregătească fișe pentru a le da românilor din afară, să-i convingem să se întoarcă acasă, a declarat ministrul Achim Irimescu în cadrul emisiunii Proiect de Țară de la AgroTV. La pachet cu sprijinul guvernamental, tinerii din străinătate au nevoie de facilități fiscale și de sprijinirea cooperației pentru a reuși să-și facă un viitor în țară. În acest plan al lui Irimescu intră și Agenția Domeniilor Statului, care ar putea, potrivit ministrului, să revină sub tutela MADR. Astfel, prin ADS, Irimescu vrea să faciliteze tinerilor accesul la teren agricol. Mai exact, aceștia ar putea primi 50 de hectare de teren cu titlu gratuit pe o perioadă de timp. Oameni gospodari, localnicii din comuna Mehedințeană Broșteni se ocupă în special cu agricultura. Din cele mai vechi timpuri, comuna era recunoscută pentru zonele întinse cu plantații de viță de vie și pomi fructiferi. Astăzi, culturile acestea se fac mai mult doar în sistem gospodăresc, iar zootehnia este cea care se impune. Și dacă vorbim despre o zonă cu preponderență agricolă, autoritățile vor să vină în sprijinul fermierilor și să modernizeze târgul de săptămână. Arhitecți din capitală au venit la Broșteni ca să vadă cum arată acum târgul și cum ar putea fi el adaptat cerințelor comercianților. Este făcut așa cum trebuie după standardul Uniunii Europene. A venit cu calul, l-a băgat în boxă. A venit cu marfa, o bagă în depozit, sigur, și poate să o vândă angro. Broșteni este locul de întâlnire al tuturor producătorilor din zonă, căci în fiecare zi de duminică, din 1923, când ia ființă târgul de săptămână la Cântatul Cocoșului, teșghelele sunt pline cu tot felul de produse. Aici se strâng aproape 5.000 de persoane, oameni din 10-15 comune, care vin fie să vadă, fie să cumpere, sau poate doar să socializeze. Duminica este teribil, fiecare vine de începând de la ou și terminând cu bou, știți că vine unde vin de la abator, omul s-a învățat, vine cu pașaport, vine cu certificat de la medicul veterinar,
În târg este organizată foarte bine treaba, avem un administrator la târg. În proiectul de modernizare sunt prevăzute locuri de joacă pentru copii, dar și spații pentru comercianții de haine second-hand. De fapt, toți cei care vin aici vor găsi un loc amenajat în conformitate cu specificul activității lor. Vin toți cu produsele care ce fac ei, fac linguri, fac căldări, fac, nu știu exact ce vă spuneam și de fructe, vin cu mere, vin cu ceapă, cu toate produsele agroalimentare, plus ceea ce fac lucrări de tâmplărie, uși, cruci. Târgul va fi modernizat printr-un proiect transfrontalier, iar lucrările vor începe după ce se va obține finanțarea. Domnul Olaru, sunteți directorul OJFIR Olt. Noi știm că în această perioadă fermierii se pregătesc pentru deschiderea noului PNDR 2016. Aș vrea să ne spuneți, vă rog, ce noutăți aduce acest plan pentru acest an pentru fermieri și care vor fi primele două măsuri deschise în această lună? Într-adevăr, conștient de faptul că interesul solicitanților ne așteptăm să fie în creștere, AFIR-ul a inițiat, de la nivelul structurilor centrale și a conducerii centrale, a inițiat un set de dezbateri publice, încă din luna ianuarie, care să aibă ca scop identificarea unor soluții de adaptare și simplificare a cadrului normativ de accesare a fondurilor europene și de implementare a proiectelor finanțate prin PNDR 2014-2020. În cadrul acestor întâlniri au fost implicați în discuții societăți de consultanță, evident alături de experții noștri, reprezentanți din rândul patronatului, al asociațiilor sau federațiilor de profil, din partea băncilor și, nu în ultimul rând, beneficiarii PNDR de succes, care au reușit în programele trecute să ducă la bun sfârșit proiectele pe care le-au depus. Rezultanta a fost una îmbucurătoare, s-au strâns foarte multe propuneri de la nivelul teritorial și acestea au fost înaintate către centru. Totul, repet, în ideea, în dezideratul de creșterea transparentizării, de îmbunătățirea comunicării pe care ne dorim să o avem cu potențialii noștri beneficiari. Cu alte cuvinte, oamenii au dorit simplificarea procedurilor. Aș vrea să ne spuneți așa, în linii mari, ce au cerut ei mai exact? Doleanțele fermierilor, sigur că pot să țină de documente, de avize, de acorduri, pot să țină de modul în care ele se obțin, de termenele care se uzitează, de faptul că nu-și doresc ghiduri mai clar exprimate, mai concis, mai pe înțelesul dumnealor și evident că își doresc o modalitate de a putea accesa cât mai ușor cu putință. În același timp, AJFIR a publicat ieri 8 dintre ghidurile 8 ghiduri consultative pentru 8 submăsuri. Și totodată fermierii pot aduce schimbări, modificări până pe 26 februarie. În acest context în care ei pot aduce modificări până la această dată, când se vor lansa primele submăsuri? Anterior, domnul ministru Achim Irimescu, după cum cred că deja se știe, a anunțat un calendar în ceea ce privește lansarea măsurilor de finanțare prin PNDR 2014-2020 și a promis sau s-a angajat ca într-o perioadă imediat următoare să aducă la cunoștința solicitanților ghidurile în așa fel încât să aibă timp să le analizeze, să le studieze și să depună proiect, să depună cereri de finanțare în cunoștință de cauză.
Consecvent cu această promisiune, Ministerul Agriculturii și AFIR-ul, iată că ajung deja să ne propună pe pagina principală a AFIR-ului ghiduri ale solicitantului în variantă consultativă și le pot enumera rapid sub măsura 4.1 investiții în exploatații agricole, sub măsura 4.2 sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și dezvoltarea de produse agricole, sub măsura 4.3 investiții pentru dezvoltare, modernizare sau adaptare a infrastructurii agricole și silvice, de componenta infrastructură de acces agricolă și de asemenea sub măsura 4.3 pe componenta irigației. Sub măsura 6.1, foarte populară în anul trecut, sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, sub măsura 6.3, sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, sub măsura 7.2, investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică și sub măsura 7.6, investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural. Este de așteptat și instituția noastră își dorește ca cei interesați să se implice activ în procesul de comunicare. Ei au posibilitatea, în cadrul secțiunii de dezbatere publică, să transmită prin intermediul mijloacelor de comunicare, cum ar fi consultare @afir.info, opinii, păreri, puncte de vedere care să fie demne de luat în considerație pentru ceea ce ne dorim cu toții, ghiduri ale solicitantului cât mai accesibile și cât mai ușor de aplicat. Tot mai mulți fermieri olteni se orientează spre plantații noi. Aceștia renunță la pomii fructiferi și vor să înființeze livezi de aluni, smeură și coacăze. Potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Nouă, de-a lungul timpului, zona Corabia a fost cunoscută pentru plantațiile de piersici și de caiș, iar partea de nord a județului, în special zona Lelească sau Sâmburești, producția de fructe autohtone a scăzut dramatic în ultimii ani, iar fermierii olteni nu mai sunt interesați de plantațiile pomicole. Astfel, la Strejești au fost înființate 55 de hectare de aluni, smeură și coacăze. În același timp, alte 9 hectare de pruni au fost plantate la Dobrosloveni. Pentru a pune pe picioare o plantație, fermierii trebuie să solicite autorizația la compartimentul județean de inspecții, verificare și control OLT. Specialiștii de aici consideră că acordarea de fonduri europene va crește și mai mult interesul fermierilor pentru astfel de plantații, cu atât mai mult cu cât au foarte mare căutare și peste granițele țării. În această perioadă va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod normal. Totodată se întrevăd precipitații sub formă de ploi locale, însoțite de intensificări temporare ale vântului în majoritatea zonelor de cultură. De asemenea, în prima parte a intervalului se pot înregistra cantități de apă mai însemnate din punct de vedere agricol. În cultura grâului de toamnă, rezerva de umiditate accesibilă plantelor pe adâncimea de sol 0-100 de centimetri se va încadra în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în aproape toată țara. În general, la speciile de câmp și cele pom viticole se va continua starea de repaus vegetativ. Totodată, condițiile agrometeorologice prognozate vor determina reluări lente și temporare de vegetație, îndeosebi la culturile de toamnă din zonele de câmpie. În toate plantațiile pomicole și viticole se va continua stadiul de repaus biologic. Specialiștii vin și cu o serie de recomandări pentru această perioadă. Astfel, trebuie verificată vigurozitatea plantelor la speciile de toamnă, precum și a mugurilor de rod la speciile pom viticole. În același timp, trebuie să se facă tăierile de rodire și regenerare, precum și să se aplice tratamentele fitosanitare în vii și livezi.